stângă avem de asemenea un arboret de plop, un arboret din plantație. Plop euroamerican, să spunem. Plop euroamerican, o specie cu o productivitate foarte bună. Ce volum pe hectar avem aici și în câți ani atinge acest arboret maturitatea? Eu zic că acest arboret are, are circa 30 de ani. Nu m-am uitat în amenajament să-i văd vârsta, dar după dimensiuni cred că are în jur de 30 de ani, poate peste. Este un arboret provenit dintr-o plantație, este clona, cred că este clona, dar este amestecat. Văd că există și Robusta 16 și I214. Aici trebuie să avem minim 500 de metri cub la hectar în 30 de ani. Deci ce creștere are pe an și pe hectar un arboret de productivitate bună de plop? Păi, cred că are 20 de cubi. În jur de 20 de cubi pe metri cub pe an și pe hectar. Vorbim de stațiunile bune, că ele sunt și pe interdună, acolo nu înregistrează asemenea creștere, dar cum este cel de aici, cu siguranță la momentul de față are 500 de metri cub pe hectar. Iarăși este o muncă de ameliorare și de selecție care s-a făcut aici pentru a se obține niște varietăți cu productivitate ridicată și plopul valorifică, în special în zona de sud a României, valorifică zona digmal, așa zisa zonă digmal între Dunăre și digurile de protecție care s-au făcut. Dar și interdunele acolo unde există. Și interdunele unde sunt terenurile puțin mai exact, joase și da. Există apor freatic. Apor freatic. Este o specie deosebită și de asemenea exemplifică foarte bine modul în care și munca silvicilor de a obține, de a da valoare unor terenuri care nu se pot folosi, zona digmal nu se poate folosi pentru agricultură și este o modalitate de a se fixa și malurile și de a se proteja și malurile Dunării, dar în același timp obținem și un lemn de care avem foarte multă nevoie.